Mendeley Desktop este o aplicație dedicată cercetătorilor, în primul rând. Disponibilă pe Windows, Linux, macOS X, disponibilă pe tablete, disponibilă pe telefoane mobile și partea cea mai bună este că oferă 2 GB de spațiu pentru depozitarea studiilor. Este practic un catalog de studii în care un cercetător poate să își catalogueze așa cum dorește studiile lui, să facă anotări pe ele. Toate acele anotări sunt ținute în cloud, ceea ce presupune că dacă ai Mendeley instalat pe desktop, dacă l-ai instalat pe tabletă, dacă l-ai instalat pe telefon sau pe orice alt dispozitiv pe care Mendeley funcționează, toate datele, studiile, anotările, notițele tale de cercetător sunt ținute în sync. După cum vedem, deja programul mă anunță că a apărut o versiune nouă cu niște bug fixuri. Am să închid fereastra asta. Aceasta este interfața Mendeley, cea din versiunea Linux. Rulez pe un Ubuntu 16.04 aplicația. Mi-am făcut niște categorii pentru studiile care mă interesează pe mine. La studii ai acces extrem de ușor, dublu clic pe ele și ți se deschide studiul. Dacă dorim să creăm o nouă categorie, facem un folder nou. Să spunem Bipolar Disorder. Și în această nouă categorie doresc să adaug un studiu pe care l-am downloadat de pe internet, de pe ResearchGate. Este un site care oferă studii în format PDF în mod gratuit, în urma formării unui cont acolo. Tragem doar studiul în fereastră. A fost importat. Și după cum vedem, Mendeley se folosește pe o bază de date cu acces la titlul de studii, de autor și introduce automat toate datele necesare, aproape toate datele necesare identificării studiului respectiv, inclusiv abstractul care poate fi modificat după bunul plac. Putem adăuga taguri precum bipolar. Oferă un URL către studiul original unde a fost el publicat, codul DOI și fișierul în sine. Și acum tot ce mai rămâne după ce am importat un studiu este să dăm un sync. Și Mendeley va urca pe server acest PDF împreună cu datele lui. Și acum, dacă doresc să deschid studiul, pot să o fac direct din Mendeley, cu dublu clic, îl pot citi de aici. Dacă deschid Mendeley pe tabletă, studiul va apărea și acolo, odată ce am apăsat pe butonul de sync. Și acum, dacă doresc să fac anotări sau să evidențiez paragrafe, o pot face astfel. Cu ce culoare doresc eu, în funcție de interesele mele. Așa. Și partea bună cu Mendeley este că îți permite să lași și notițe. De exemplu, acest paragraf mă interesează. Și a apărut acolo o notă. Și acest lucru este foarte bun în cercetare, deoarece îți permite să lași notițe, notițe care sunt sincronizate ulterior și pe tabletă sau pe alte dispozitive. Pot vizualiza studiul în format full screen. Pot să-l împart dacă doresc cu cineva. Să-l trimit altor oameni din listă. Prin e-mail cu un mesaj. Și fișierul va fi trimis sub format de PDF, ceea ce permite
anumite proiecte colaborative, implică anumite proiecte colaborative. Pot să fac zoom în cadrul textului, în caz că lucrați pe ecrane mai mici. Pot, de exemplu, să selectez o porțiune de text, să zicem, să spunem, de la bibliografie. Să o iau cu copy-paste. Și să o introduc într-un document LibreOffice sau Microsoft Word, copy-paste. Dacă doresc să scriu la rândul meu în studiu și să adaug anotări. Dar partea bună cu Mendeley este că are un plugin pentru Microsoft Office și LibreOffice care permite inserarea de citații și de bibliografii. Și atunci, dacă doresc să introduc automat, fără să folosesc copy-paste și în format APA, ceva anume, apăs pe Insert Citation, căutăm bipolar, luăm studiul pe care îl dorim și apăsăm pe OK. Și apare alegem un altul, Zimmerman, și mi-a introdus automat numele autorului în format API atunci când dorim să cităm o anumită sursă, după care ne putem scrie textul în continuare. Ok. Partea bună este și că puteți insera elemente de bibliografie după ce ați introdus un anumit text. Apăsați direct pe butonul Insert Bibliografii și vă adaugă bibliografia în formatul considerat standard de către APA. Acesta este primul, acesta este al doilea. Și după ce lucrați cu un text lung în care inserați APUD-uri sau inserați citări, apăsați pe butonul Insert Bibliography și vă adaugă la finalul studiului realizat de voi bibliografia în mod automat în ordine alfabetică, ceea ce e un lucru foarte, foarte mișto. Stilul citării poate fi un stil APA, un stil American Sociological Association, de exemplu, dacă scrie studii în sociologie și o mulțime de alte tipuri. Eu mă axez acum pe psihologie și despre asta voi vorbi. Închidem documentul. Să vedem ce mai poate face Mendeley. Un studiu poate fi deschis nu doar în Mendeley, dacă doriți să-l deschideți în alt tip de document, puteți să îl deschideți, să-l exportați, de exemplu, în format BibTeX, RIS, EndNote, XML, sau îl puteți deschide în mod extern, cu un alt program cu care doriți voi să-l citiți, cum ar fi Document Viewer sau Adobe Acrobat Reader, și să-l citiți în acest fel. Dar Mendeley are propriul lui reader de PDF-uri. Lucrează doar cu PDF-uri. Dacă introduceți studii în format doc, va da anumite erori și nu va reuși să le sincronizeze bine. Important e că după ce lucrați pe un studiu și ați evidențiat ceva, ați lăsat o notă, ați evidențiat un text, de exemplu, highlight, pentru că asta mă interesează, spun, acest paragraf mă interesează un text, și ați lăsat o notă sau o mențiune asupra lui, mereu să apăsați pe butonul de sync ca datele să poată fi sincronizate pe server. Mendeley permite filtrarea listei după autori, după taguri,
după cuvinte cheie, dacă duci lista de studii borderline, căuta ceva despre, să spunem, anorexia nervosa, terapie. Vă arată doar acele studii din categoria borderline care au de face cu anorexia nervosa. Și le puteți citi ușor. Partea bună e că vă oferă toate datele de care aveți nevoie, autori, titlul, ce tip de document este, carte, articol dintr-o revistă, poate o pagină web, poate un articol de un jurnal, dintr-un jurnal științific. Abstractul poate fi modificat și aveți și link-ul direct către studiu, în caz că doriți să-l pasați cuiva. Aveți și codul DOI, fișierul în sine. Puteți să specificați că acest studiu este nepublicat și atunci nu va apărea în catalogul online Mendeley și veți avea acces la el doar voi. Puteți căuta, de exemplu, dacă setăm din nou după autori, puteți căuta, să spunem, setăm din nou după bipolar și vă găsesc toate studiile care au un titlu sau în specificații sau la keywords cuvântul bipolar și să faceți scroll printre ele și să-l alegeți pe cel pe care îl doriți vizualizat. Mendeley puteți deschide folderul în care se găsește studiul respectiv. În cazul meu, fișierele rezidă în local, shared data, Mendeley LTD, Mendeley Desktop, downloaded. Și aici le aveți pe toate în format PDF, în caz că doriți să le salvați în altă parte sau să faceți un backup. Aveți un web importer, posibilitatea de a instala un web importer, ceea ce presupune că puteți importa citări direct de pe internet. Mendeley vă caută automat studiile de care aveți nevoie și le găsește titlul, le găsește autorul, le găsește abstractul și în caz că un document importat de voi nu aduce automat cu sine din PDF aceste elemente de identificare, Mendeley, cu ajutorul web importerului, le poate găsi pentru voi și seta automat titlul, autorul, anul, keyword-urile necesare. În unele cazuri în care introduceți anumite studii, s-ar putea ca acestea să fie duplicate sau s-ar putea ca programul să fie confuz și să nu poată distinge între studii de un tip și studii de un anumit tip. S-ar putea ca titlurile să se intercaleze. Și atunci vi se oferă posibilitatea de a edita manual. Mendeley semnalizează acest lucru. Vi se oferă posibilitatea de a edita manual fișierele. Și puteți folosi funcția Search for Duplicates sau să adăugați o intrare în mod manual, un articol și adăugați un fișier pe care l-ați dori inclus în Mendeley, dar e mai ușor cu drag and drop. Pentru a folosi Mendeley e nevoie să faceți un cont pe site. Contul este gratuit. Un cont Mendeley gratuit oferă, după cum am spus, un spațiu de 2 giga. Vi se și spune din acei 2 giga gratuiți cât ați folosit din ei. Puteți folosi un spațiu shared în caz că doriți să lucrați cu alți cercetători și să folosiți anumite studii în comun, în caz că lucrați la un proiect comun, pentru care vi se oferă încă 100 de megabytes gratuit.
Și în caz că doriți un cont mai mare în care să puteți stoca mai multe PDF-uri, va trebui să plătiți. Costurile diferă în funcție de statutul cercetătorului. În caz că este student, este mai ieftin. În caz că este profesor, e un pic mai scump. În caz că dorește un cont nelimitat, este mai scump. Și puteți să alege, deci de la options, unde să fie salvate fișierele. Dacă sunt fie salvate sub formă de subfoldere bazate pe an, titlu, și atunci vor fi salvate în funcție de numele autorului, revista din care face parte, pe folderele lor adiacente. În caz că alegeți această opțiune, sincronizarea va dura un pic mai mult și veți pierde timp prețios tot sincronizând datele, deoarece manualele va trebui să creeze acele foldere manual, automat, dar asta va lua timp. Partea bună cu această opțiune este că veți avea un folder plin de PDF-uri frumos organizate după autor sau criteriile specificate de voi. Partea proastă este că sincronizarea va dura mult mai mult în acest caz. Puteți alege care sunt folderele pe care Mendeley ar trebui să le scaneze automat și în permanență pentru a vedea dacă au fost adăugate PDF-uri noi. Așa că dacă aveți pe desktop un folder, să spunem studii, și adăugați în el PDF-uri automat, în clipa în care deschideți Mendeley, programul va scana acel folder și va introduce automat acel folder din studii în Mendeley. Puteți folosi tot felul de modificări de exportare folosite de alte programe de statistică sau de catalogare. Și puteți folosi chiar și un proxy în caz că sunteți în spatele unui firewall. Vi se caută studii, dacă doriți, legate de cel dorit de voi. Toate pe aceeași temă. Puteți salva acele studii ca titluri după cum vedeți aici lipsește icoana PDF-ului și dacă eu salvez această referință la mine, îi spune Borderline Personality Disorder, Self-Mutilation and Suicide Literature Review. Acest studiu nu este la mine pe hard disk. După cum vedeți, fișierul lipsește. A fost preluat din librăria online Mendeley, dar îl puteți căuta ulterior prin resursele voastre și să-l adăugați în Mendeley, deoarece deja va apare acolo în lista voastră de studii borderline. Partea bună cu Mendeley este că vă oferă o modalitate ușoară de a citi studii, de a le cataloga, de a le vedea dintr-o privire, data la care a fost adăugată, revista din care face parte, știți care sunt citite și care nu, deoarece Mendeley oferă posibilitatea de a marca ca fiind citite sau nu anumite studii, ca fiind importante, de exemplu, sau nu anumite studii. Și programul este foarte bun deoarece permite documentarea continuă pe subiectul care vă interesează pe voi. Când importați studii, după cum spuneam, anumite studii nu sunt prea bine importate de Mendeley. Acest lucru se întâmplă rar și numai când există o confuzie de titlu sau de autor. Lista acelor studii apare aici în Needs Review. În Needs Review
apar lucrurile, apar studiile care nu sunt corect detectate de Mendeley. Și atunci programul te întreabă, este titlul cel corect? Sunt autorii cei corecți? Abstractul este cel corect? Și cum avem fișierul deja aici, putem da dublu clic pe el, îl putem deschide și verifica. Titlul este cel corect? A fost publicat în Archives of Sexual Behavior. Putem copia chestia asta. O putem introduce aici. Anul este 2015 și nu 2016. Modificăm. Și putem introduce, de exemplu, și abstractul. Să-l selectăm pe tot. Și tagurile, de exemplu, care observ că lipsesc. Și după ce am făcut toate lucrurile astea, și adăugăm eventual și DOI-ul și URL-ul de unde a fost publicat studiul, putem confirma că detaliile acum sunt cele corecte și studiul va apărea în catalogul Mendeley cu datele lui valide. Puteți vizualiza dintr-o privire care sunt studiile adăugate recent. Când aici vă apar două fișiere, de obicei înseamnă că Mendeley a găsit două sau interpretează două PDF-uri ca fiind același studiu și atunci va trebui deschise să vedem dacă nu cumva sunt duplicate. Interpersonal Assessment of Borderline Personality Disorder Preliminary Findings. Preliminary Findings. Avem același PDF de două ori și atunci pe unul îl ștergem. Sincronizăm baza de date și nu mai păstrăm același fișier de două ori pe hard disk. Puteți seta propriile voastre publicații. Puteți vedea dintr-o privire care sunt studiile pe care le-ați marcat ca fiind importante în caz că lucrați la un proiect. Și crea grupuri de autori care să fie private, pe bază de invitație sau deschise. Grupuri de autori în care dumneavoastră cu alți cercetători puteți lucra împreună la realizarea unui studiu și împărți aceeași bază de date care, după cum spuneam, are o limită de 100 de megabiți. Ceea ce înseamnă că puteți împărți 100 de megabits de spațiu web în mod gratuit cu alți cercetători care toți au acces la aceleași anotări, la aceleași highlight-uri pe care ați aplicat în document în clipa în care fac un sync cu baza de date Mendeley. Programul este gratuit. Este extrem de bun în catalogarea de studii. Puteți vedea chiar și documentele șterse și recupera din ele dacă doriți. Și în cazul acesta dăm Empty Documents pentru a șterge baza de date a documentelor șterse. Mergem înapoi la All Documents, dăm un sync. Și acestea sunt șterse și de pe server. De obicei e vorba de documente duplicate pe care le-ați identificat sau de cele de care nu aveți nevoie. Puteți decide să ștergeți folderele create. Puteți face foldere, subfoldere și
și lucra, extrem de ușor, cu un program care ușurează foarte, foarte, foarte mult munca de cercetare în psihologie, în sociologie și în alte domenii. Mentor este disponibil și pe desktop, și pe tablete, după cum spuneam, și pe telefoane mobile, așa că oriunde sunteți, aveți acces la exact aceleași studii, la exact aceleași notări pe care le-ați folosit și mai mult, dacă lucrați colaborativ cu cineva, ei au acces la notițele voastre și când scrieți un studiu în LibreOffice, puteți importa direct, fără să mai tastați manual bibliografia APA, studiul pe care îl doriți. După cum spuneam, borderline, history of suicide attempt, dăm un OK, scrieți textul dorit, iar la final introduceți bibliografia.